Dator, prima dată în viață, apropo, tak să nu mă criticați tare, dar asta e. Eu sunt consilierul domnului Alaiba în Ministerul Economiei, dar și am fost antreprenor, nu știu dacă am fost antreprenor, cred că foști antreprenori nu mai există, deci aici prezint două lumi, lumea antreprenoriatului și business-ului și acum lumea funcționarului public. Noi ne-am adunat azi să prezentăm programul de promovare a antreprenoriatului și creșterea competității anul 2023-2027. Eu, din anii precedenți, foarte bine țin minte cât e de important timpul pentru antreprenori, de asta nu o să tragem mult, să începem deodată la eveniment. Și vreau să-l prezint pe Dumitru Alaiba, vicepremierul, ministrul dezvoltării economiei și digitalizării. Mulțumesc, Vlad, și mulțumesc tuturor că ați venit. Încă o dată, nici eu nu o să consum prea mult timp, dar totuși vă salutăm la acest eveniment. Am decis să utilizăm această ocazie ca să avem o conversație despre viziunea noastră pentru antreprenoriat și încotro merge. Ce urmează să facem și este foarte important ca aceste discuții și aceste decizii să fie luate împreună cu antreprenorii. Eu cred că sper că am reușit să vă convingem de faptul că nicio decizie și niciun proiect de lege de la ministerul nostru nu se mișcă până când nu avem antreprenori la masă sau reprezentanții antreprenorilor, pentru că asta este sincera noastră încredere, că o decizie bună o să fie luată doar dacă îi avem pe cei asupra cărora decizia dată se va reflecta în cel mai direct mod și în cazul nostru antreprenorii. Nu o să vă spun nimic nou când o să spun că ultimii ani pentru oamenii de afaceri nu au fost deloc ușori și noi știm asta. Din pandemie, în inflație, în criză energetică și după asta și războiul care a cauzat substanțiale daune antreprenorilor noștri. Deci aia, misiunea pe care o vedem noi la minister este să muncim cât mai rapid și ne mișcăm foarte rapid, pe cât de rapid se poate, să adresăm acele probleme pe care le putem adresa împreună pentru ca să ușurăm povara asupra mediului de afaceri, pentru ca să le creăm noi oportunități, să le creăm noi posibilități să economisească. De aceea, asta și ne este scopul. Și nu ultimul rând, și poate cel mai important ce aș putea spune, este că în această perioadă cel mai util lucru pe care putem să-l facem pentru antreprenori este să le creăm mai multă libertate. Să facem doi pași în urmă, să oferim antreprenorilor acel spațiu în care ei să se poată dezvolta, să le oferim un stat care interacționează cu ei simplu și de aceea efortul nostru de reducere a birocrației este, vă promit, doar la început, pentru că mai avem foarte mult de lucru. Totuși, dacă doar pentru un singur pachet noi putem economisi oamenilor de afaceri anual jumate de miliard de lei prin diferite intervenții, înseamnă că aici este mult mai mult rezervă și așa creștem economia și obținem această creștere accelerată de care avem nevoie. În afară de asta, știți foarte bine, acordăm prioritate maximă digitalizării. Ori dacă în Estonia e posibil ca 100% din servicii pentru antreprenori și pentru cetățeni să fie prestate online, asta este posibil și în Moldova. În fiecare lună noi vedem noi servicii. Colegii o să confirme, eu personal foarte des monitorizez această cifră. Acum avem 44% din toate serviciile pentru antreprenori disponibile în regim online. Vă încurajez să le utilizați, să treceți cât mai
rapid în regim digital, pentru că noi intenționăm să ardem podurile cu hârtie, nu ne mai întoarcem acolo. La un moment dat, pur și simplu, nu o să avem ghișeie. Asta este viziunea noastră și deja putem să ne permitem la vreo 10 servicii, în general, să închidem ghișeie, pentru că 100% din servicii sunt deja digitalizate, sunt solicitate doar în regim digital. În afară de asta, evident că vorbim de acces la finanțare și aici este Dumitru Pintea de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoratului, care este de fapt principalul partener de afaceri al statului cu antreprenorii. Muncim ca să oferim cât mai multă finanțare în condiții cât mai rapide, cât mai prietenoase antreprenorilor și cât mai croite pe necesitățile voastre. Am lansat programul 373, prin care deja s-au canalizat peste 160 de milioane în investiții în doar câteva luni, doar o lună jumate în esență. Lansăm noi programe de susținere a antreprenorilor și o să continuăm. Desigur că vorbim și de descoperirea de noi sectoare, pentru că noi trebuie să ne dezvoltăm acele segmente ale economiei care nu există efectiv acum în Republica Moldova. Deci o să acordăm atenție maximă în acest semestru și comerțului electronic, care poate deveni un motor în sine, și altor domenii care trebuie să le ridicăm de la zero și să creăm locuri de muncă, să ajutăm antreprenorii să se dezvolte. Și nu în ultimul rând, vorbim și de accesul la noi piețe și aici avem un acces fără precedent la piețe de desfacere pentru acei antreprenori care produc, fie servicii, fie bunuri. Avem un comerț liber cu Uniunea Europeană, am semnat acordul cu țările EFTA, 4 dintre cele mai prospere și mai bogate țări din lume, care merită să aibă produse făcute de oamenii noștri aici în Republica Moldova. Și avem foarte multe de făcut, dar cel mai important este ca aceste lucruri să le facem împreună, ca să avem cât mai multe ocazii să ne întâlnim, ca să vedem ce mai putem face, ce mai putem ajuta. Pentru că eu am așa o intuiție că noi lucrăm probabil la tot, la o etapă mai avansată sau mai puțin avansată, dar probabil la tot ce doare cel mai mult. Vrem să adresăm problemele structurale ale acestei economii care pur și simplu ne costă pe toți creșterea economică an de an, pentru că oamenii pur și simplu nu se pot dezvolta și o să o facem, și vorbim de piața de capital și de piața muncii și de multe alte probleme care lăsate nerezolvate, ne costă creștere, an de an. Și trebuie să o facem. Și multe, multe altele. Dar cel mai important, încă o dată, este să știm și faptul că avem un interes comun. Nu a fost ușor și acești ani au demonstrat cât de important este acest parteneriat între stat și antreprenori. Și noi știm foarte bine că nu este atât de ușor în situații incerte să știi că în general ești singur. Statul trebuie să ajute, statul trebuie să vadă interesul comun cu mediul de afaceri și din partea noastră ceea ce am încercat noi să facem este să aducem inclusiv în echipă cât mai mulți oameni care gândesc ca antreprenorii, care știu cum e asta să poate uneori să ajungi la sfârșit de lună și trebuie să dai salarii, dar nu prea ai de unde, pentru că noi avem nevoie de cât mai mulți oameni în guvern, în diferite instituții, care înțeleg durerile reale ale oamenilor de afaceri, înțeleg cum e asta să fii responsabil pentru soarta a 10, 20, 50 de familii pe care îi angajezi, oameni pe care îi angajezi la muncă, și înțeleg că de fapt această economie se ține exclusiv pe umerii oamenilor de afaceri. Eu asta am vrut să vă spun. Haideți să utilizăm aceste câteva ore ca să avem o conversație despre ce mai putem face împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, domn ministru!
Acum vreau să prezint pe doamna Veronica Arpintin, secretar de stat în mediul de afaceri, pentru prezentarea programului PAC. Mersi mult, toată lumea, mă bucur să vă văd. Eu propun că noi să ne dezicem un pic de formalitățile și cine sunt în picioare să vină în față pentru că sunt locuri. Vă rog mult. Veronica, colegi, vă rog să veniți în față pentru că sunt locuri și nu e ok să stați în picioare. Mersi mult până când... Aha, pe scenă, sorry. Până când ne mișcăm, vreau să vă salut pe toți și mă bucur foarte mult că suntem alături. Cum a menționat domnul ministru, este important ca să lucrăm împreună pentru un viitor comun și viitorul care noi îl vedem este un viitor bun, este un viitor pe care, unde noi ne regăsim pe noi și familiile noastre aici în Republica Moldova. Și sper, aceasta este și viziunea dumneavoastră, celor care sunt astăzi prezenți aici alături de noi. Îmi place un citat al lui Woody Allen, viitorul mă preocupă, acolo vreau să trăiesc. Aceasta a fost motivația mea personală, ca să vin în echipă ministerului și să unim împreună cunoștințele care le avem din diferite domenii, cu echipa foarte puternică a ministerului și să producem o schimbare. Și această schimbare poate fi produsă... Noi putem, Maria, să mișcăm? Da. Această schimbare care noi ne dorim, ea nu vizează doar economie, pentru că este important să creăm, să lucrăm împreună pentru o economie mai puternică. Pentru aceasta noi avem nevoie de un guvern eficient și una din lucrurile care deja le facem, una din lucrurile este dialog constant cu mediul de afaceri ce ține de diferite programe și inițiative a guvernului. Noi dorim un sector privat profitabil, companiile care câștigă mult, care achită mult celor care lucrează pentru ei, care contribuie la bugete și care sunt active în rezolvarea problemelor societății, deși aceasta nu este prima menire a afacerilor și noi înțelegem foarte bine. Noi dorim o societate armonioasă atunci când și femei și bărbați au șanse egale și mai puține obstacole pentru a se regăsi în antreprenoriat, de exemplu, sau în oricare direcție și activitate și această activitate să le aducă un venit pentru o viață decentă și fericit aici, la noi în Moldova. Și totodată noi dorim un mediu curat, noi dorim să consumăm apă curată, noi dorim un aer curat, noi dorim păduri și noi dorim ca pământurile din Republica Moldova să fie cunoscute pentru produsele sale ecologice. Noi cu echipa și cu colegii, pot să dai mai... Da, noi cu echipa și cu colegii sau reprezentanții mediul de afaceri am făcut mai multe brainstorming-uri pentru elaborarea acestui program și acestea sunt, care le vedeți, n-ați le numesc, cuvinte care definiesc acest program. Noi ne-am bazat pe aceste cuvinte și aici vreau să mulțumesc și asociației de afaceri care ne-au ajutat foarte mult și au organizat și diferite activități pentru a definitiva principalele obiective acestui program. Deci este important să fim focusați, pentru că noi avem resurse foarte limitate, ca și timp, ca și resursă umană, care, apropo, în limbaj internațional acum se numește talent, da? Deci avem talent ca cantitate limitat și este important să ne focusăm pe ceea ce este cel mai important pentru companiile noastre. Cum noi dorim să ajungem la acele rezultate despre care vorbim? Nu este simplu, pentru că avem o perspectivă de trecut, probleme care trebuie să reacționăm și noi avem provocări din viitor, care sunt și oportunități după principiul oglinzii. Una dintre ele este legislația care se schimbă în domeniul ecologic în Uniunea Europeană sau în alte domenii și piața Uniunii Europene, care reprezintă 70% din export pentru produsele din Republica Moldova, este foarte importantă pentru noi. Deci noi de acum ne gândim la nivel de minister cu colegii de la ODA
ce activități și reglementări urmează sau dereglementări să fie făcute ca produsele voastre și serviciile voastre să fie competitive pe piața internațională. Și vreau să menționez, nu vizăm doar piața UE, noi vizăm piața globală și competitivitatea este globală. Companiile din Republica Moldova, chiar și companiile mici care pot produce articole de fashion, concurează cu alți producători din Australia, Noua Zeelandă, America sau Bangladesh. Și competiția este foarte dură, aici noi trebuie să venim cu asistență. Deci cum obținem? Avem trei grupuri de eforturi mari care împreună cu dumneavoastră, cu susținerea colegilor de la ODA și cu alte ministere vom face. Principal, deci cel care este ongoing și cunoașteți probabil mai mult, este efort ce ține de simplificare și de reglementare. Digitalizare la nivel G2G, G2B, și asistența cu B2B. Aici, bineînțeles că putem vorbi mult, cred că toată lumea cunoaște, aș vrea să mă acces și la alte lucruri. Și totodată noi vrem să încurajăm tot ce ține de ESG, deci mediu, social și bună guvernanță. Deci este important, în primul rând, acolo este viitor. Niciun produs sau serviciu care nu este eco, în 2-3 ani nu va fi posibil vândut pe piața europeană. De ce social? Pentru că foarte multe afaceri, de fapt, contribuie la rezolvarea problemelor sociale. Vorbim despre școli private, spitale private, companii de cleaning. Dacă mă întrebați de ce, iarăși să putem vorbi în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Și good governance, deci bună guvernanță. Statul face efort, statul recunoaște talentul și efortul vostru cu care lucrați și motivație, care și creativitatea cu care veniți fiecare zi la lucru, totodată este nevoie ca fiecare din noi să contribuim la buget, să avem practici corecte ce ține de angajații noștri, să avem practici corecte ce țin de mediu. Și aici reguli de bună guvernanță sunt foarte importante, ca să le cunoaștem și să le implementăm noi toți. Un mare următor grup de activități de, eu n-aș spune suport, pentru că eu vreau ca noi să vorbim într-un limbaj a adulților, da? Foarte des când vorbești cu copil, el are nevoie de ajutor, dar mediul de afaceri din Republica Moldova nu sunt copii. Deci voi aveți nevoie de sprijin, probabil sprijin este un cuvânt mai potrivit. Deci un alt grup de activități care dorim să le implementăm ține de sporirea accesului la finanțare, ceea ce este probabil un cuvânt sau o expresie foarte bine cunoscută, dar cum? Noi dorim să dezvoltăm piața de capital, dorim să promovăm soluții fintech, noi dorim ca antreprenorii talentați din Republica Moldova, care nu sunt bancabili la moment, să acceseze resurse financiare din alte țări. Și aici aș vrea să reîntorc la aspectele ecologice. Noi dorim foarte mult ca să aducem în Moldova finanțare verde, green finance. Și dacă îmi permiteți, probabil știți, dar să menționez, în știința economică globală, recent, 2-3 ani în urmă, au apărut două cuvinte noi, care caracterizează niște procese noi care până acum nu au avut loc. Deci, divesting, asta e investment investment. Ce se întâmplă? De exemplu, chiar și fondul de pensii din Norvegia, care este unul din cele mai mari fonduri investiționale din Europa, scoate resurse financiare, sute de milioane de euro din proiecte de afaceri care nu sunt verzi și redirecționează aceste fonduri în afaceri verzi. Noi, în Republica Moldova, nu putem rămâne în urma acestui proces, nu putem rămâne excluși din acest proces. Banii verzi sunt mai ieftini și mai lungi, banii verzi, deci investitorii acestor fonduri îi doresc și înțeleg conștient că vor câștiga mai puțin, dar îi doresc investiții în companiile verzi. În Republica Moldova vom lucra ca piața de capital se va dezvolta anume în această, și în această direcție. Apropo, și încă un cuvânt care vroiam să-l pronunț azi este decoupling, deci este decuplare a corelației între resurse care sunt utilizate cu produse care sunt produse.
Anterior, cum a fost? Noi avem, nu știu, un teren sau o resursă care utilizăm, să spunem, apă sau peștele și producem anumită cantitate de produs. Acum se dorește ca din orice resursă să fie produse cât mai multe produse datorită economiei reciclabile și multor altor instrumente. Toate aceste lucruri necesită o promovare, toate aceste lucruri necesită o reglementare, care noi împreună cu colegii o vom face. Deși mie personal uneori, sper că domnul ministru nu se supără, mi este frică, pentru că când faci lucru nou, tu ai multe oportunități, dar și ai o frică de a face o greșeală. Dar sper ne va reuși. Și ultimul grup de obiective care dorim să targetăm este tot ce ține de piață, de capital uman, talent, tot ce ține de educație antreprenorială, promovarea antreprenoriatului ca activității pentru populație. Pentru aceasta se lucrează foarte mult pentru simplificarea tuturor regulilor, ca cu un click tu ați poți să începi această afacere și, apropo, să o închizi în caz dacă nu merge și n-ai nevoie de ea. Totodată, îmbunătățirea infrastructurii de sprijin este la fel ceva nou, cum și ESG-uri despre care am vorbit. Noi dorim ca companiile din Moldova să aibă acces la instruire calitativă, la hub-uri, la acceleratoare, la know-how, la parcuri în diferite domenii, parcuri inovaționale, pentru că aceste centre trebuie să devină acele centre de unde vin tehnologii noi, cunoștințele noi, posibilități de networking și colaborare și totodată centre care vor mișca inovare. De fapt, asta e tot ce vroiam să vă spun. Documentul puteți accesa, a fost un QR cod la bun început și el este disponibil și în limba română și în limba rusă. Și nu în ultimul rând, eu vreau să mulțumesc colegii de la minister, susținerea ministrului care a avut o încredere foarte mare în noi și colegii de la ODA care au contribuit la elaborarea acestui document. Mulțumesc, doamna Veronica. Vreau să o prezint pe doamna Liliana Busuioc, director executiv Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii, pentru comentarii despre PAC. Mulțumim tare frumos, bună ziua tuturor, stimate domnule ministru, doamnă secretară de stat. Eu astăzi sunt aici în calitate de reprezentant al mediului de afaceri. În sală sunt membrii noștri și colegi din alte asociații. Eu vreau să dau un pic de context, pentru că totuși aici sunt antreprenori și grupul nostru țintă sunt antreprenorii. Noi la IM muncim deja de 7 ani pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare și eu vreau să vă spun că noi ne-am implicat foarte activ la contribuții pentru acest document. Mai mult decât atât, cine ține minte și în sală sunt și membri și alte asociații care cu un an în urmă, în luna februarie, noi am făcut o rundă de practic 4 evenimente online, se numea Microfonul IMM-urilor, unde noi am adunat peste 100 de antreprenori și 10 asociații de business ca să contribuim la acest document. Eu vreau să vă spun cu mare și mare încântare și o spun foarte sincer și foarte autentic ca să văd și eu pot să mă întorc astăzi la colegi și să discutăm acest document și să vedem că majoritatea propunerilor care s-au regăsit în documentele noastre sunt în acest program. Mai mult decât atât, acum 4 ani noi am început să mergem în regiuni. Noi am fost în Soroca, în Ștefan Vod, în Căușeni, Călăraș, Ocnița, Bălți și multe alte orașe. Și toți antreprenorii de acolo se plângeau foarte mult. Una dintre cele mai acute și mai mari probleme era problema controalelor de stat. Eu sunt încântată că astăzi, după 4 ani, eu am curajul, chiar dacă eu nu sunt reprezentant al instituțiilor de stat și rolul nostru în întâlnirea cu acești antreprenori era în calitate de asociație. Rolul nostru era ca să colectăm problemele și să căutăm soluții și să venim să le vociferăm autorităților în așa fel ca să le putem rezolva. Eu astăzi mă simt încrezătoare că pot să mă întorc înapoi după 4 ani în toate orașele în care am fost în Republică și să spun că asta deja se regăsește pe agenda guvernului. Pe lângă aceasta, mi se pare absolut extraordinar faptul că sunt pentru prima oară au fost stabiliți indicatori de performanță foarte clari, măsurabili,
ceea ce pe de o parte este o responsabilitate foarte mare pentru guvern și este un act de curaj, pentru că noi, în calitate de reprezentanți a mediului de afaceri, acum avem instrumente foarte clare prin care putem monitoriza și măsura care este nivelul de performanță. Și vă asigur că noi vom fi foarte activi și vocali în acest sens. Este de asemenea minunat faptul că au fost pentru prima oară introduse principiile ESG, care într-adevăr este ceva inovativ pentru țara noastră. Și după cum a spus doamna Arpintin, într-adevăr noi nu putem trăi izolați de tot ceea ce se întâmplă în Europa, noi trebuie să fim aliniați. Din păcate, Republica Moldova rămâne în urmă la foarte multe capitole, noi trebuie să fim onești și să spunem lucrurilor pe nume, noi la foarte multe capitole rămânem în urmă. Partea bună este că noi vedem progres. Și în acest context aș vrea să spun cât de important totuși este implicarea mediului de afaceri și eu în calitate de reprezentant al întreprinderilor mici și mijlocii, dragii mei, membrii care sunt astăzi în sală, iată, asta este un motiv ca să vedeți de fapt care este rolul unei asociații și vreau să mulțumesc colegilor din celelalte asociații care au contribuit împreună la realizarea acestui document. Și de acum încolo rolul nostru este să ne implicăm și mai activ. De fapt, asta demonstrează că prin colaborare, ajutor reciproc și prin crearea de alianțe, noi totdeauna am spus că guvernul, de fapt, sunt aliații noștri și noi trebuie să lucrăm împreună. Noi singuri trebuie să ne construim țara în care vrem să trăim și în care vrem să ne dezvoltăm. Și de acum încolo mesajul meu este de apel la acțiune, în primul rând față de toți colegii care sunt în sală, față de antreprenori și alte asociații de business, pentru că planul este unul foarte ambițios și după implicarea noastră raportat la ceea ce s-a propus și ceea ce este, eu pot să afirm că majoritatea propunerilor sunt acolo. Și pe final aș vrea doar să dau o mică cifră. Noi la IMA fiecare an elaborăm agenda legislativă în calitate de asociație. Acolo se regăsesc toate problemele care an de an noi tot le-am documentat, le-am strâns, le-am colectat și an de an noi moștenind aceste probleme am mers cu ele la, ca să ne implicăm în dialog și să le propunem ca să fie implementate în planuri. Ele acum sunt. Dar mai mult decât atât, noi am făcut o evaluare pentru anul 2023 și eu vreau să spun că inițiativele AIM-ului raportate la numărul de acte legislative votate în Parlament se ridică la 2%. Asta este o cifră extraordinară care dovedește că societatea civilă, și acum nu mă refer doar la asociațiile de business, noi suntem în contextul asociațiilor de business, suntem pe platforma Ministerului, cu toate acestea, mesajul meu este de încurajare către toți actorii implicați pe toate domeniile posibile, pentru că ceea ce se regăsește aici și principiile ESG, care sunt și partea de cultură antreprenorială, vizează absolut toată societatea. Și mesajul meu este, dragi colegi, să fim implicați, să fim activi, să fim parte la masă de dialog și acolo când se va lucra la tot ceea ce este indicat în acest plan, noi să ne asigurăm că aducem cea mai bună contribuție pentru ca rezultatul să fie unul care într-adevăr să ducă la acea prosperare economică pe care cu toții ne dorim atât de mult. Vreau să invit pe doamna Laiba și doamna Arpintin în față pentru sesiunea de Q&A. Da, mulțumesc. Eu doar o să spun încă o dată un mulțumesc pentru faptul că munciți aici acasă, pentru faptul că plătiți impozite. Noi suntem probabil unul dintre foarte puține ministeri care prin politicile noastre aducem bani la buget, nu cheltuim bani. Îmi place să spun asta totdeauna, asta ne face foarte diferiți, dar asta e tot din cauza și datorită antreprenorilor care muncesc, care investesc, care inovează, care luptă uneori cu morile de vânt. Și doar ca să repet ce a spus și Liliana, noi vrem împreună să ascultăm și să rezolvăm problemele una câte una. Eu tot am văzut, nu o singură dată, guverne care nu sunt capabile să asculte și am văzut prin experiența proprie exemple despre cum nu trebuie să fie un guvern și asta vă spun foarte sincer, zi de zi țin cu mine ca un exemplu negativ și vrem să demonstrăm că putem să fim diferiți și asta încercăm să facem. Mulțumesc! Haideți! Înainte să trecem la sesiunea de întrebări-răspuns, eu vreau să accentuez un lucru care l-a spus domnul ministru.
este că noi avem un sens de urgență la minister și lucrăm foarte mult cu colegii împreună, ce pot să vă spun peste tot cum câte sute de ore cheltuim. Noi cam avem câte un grup de lucru, cam structural, la cam orice problemă care ține de antreprenori. Și acum în sesiunea întrebați, poate ați fi un update, poate ceva nu știți, poate ceva să aflați nou. Și permanent suntem în căutare de, să zicem, probleme noi de care să ne apucăm și să le punem în niște pachete de reglementare. Deci eu am puterea microfonului, mâna sus, mă apropii de cine dorește și dau. Bună ziua la toți, îmi spune Vlad, sunt din diasporă, revenit acasă. Îmi place, domnul ministru, ce a spus anterior, să fiți încăpățânați. Uitați-vă, eu sunt unul dintre cei care sunt încăpățânați, am venit acasă și am început o afacere care, de fapt, am început-o la rugămintea conaționalilor, da? Eu sunt specializat în importul de utilaje și mașinării din Marea Britanie, deci acesta e motorul, de fapt, a economiei, prin producții, prin utilaje, da? Avem nevoie de utilaje, avem nevoie de mașinării. Domn ministru, vreau să spun că la un program organizat de Ministerul Economiei sunt prima dată, însă am mai fost anterior și în unele adunări cu doamna președinte și la fel am dat careva întrebări. Deci eu ce văd, haideți puțin să desfășor ca să înțelegeți că cunosc domeniul și sunt în cunoștință de cauză. Anterior în Marea Britanie am lucrat la vămile, da, britanice, custom clearance, m-a ocupat în port Dover, da? Vin de acolo cu o experiență când exact ce avem noi acum la Leușeni și la Giurgiulești sau toate punctele vamale, ei le-au avut când au fost Brexit-ul. Eu am simțit pe pielea mea, cunosc 1000 de tiruri pe aeroport când au fost parcate, cunoaștem pandemia și tot care au fost problemele date. Vreau să spun că acolo exportul și fluxul comercial dintre Marea Britanie și Franța nu se compară cu ce avem noi aici. Acolo au fost întreprinse măsuri urgente și foarte efective. Deci, ceea ce am spus eu un an în urmă, când erau probleme în frontiere, o răspun și acum. Deci am văzut implicarea și implementarea punctului de trecere comun, da, dintre Moldova și România. Efectele le vedem. Eu o să spun, eu nu o să mă feresc de acest cuvânt și o să spun că toți. Este o sabotare. Este sabotarea reprezentanților guvernării atât din Moldova cât și din România. Și nu mă refer la conducerea guvernării, dar reprezentanților de clasă medie din structurile guvernamentale care sabotează acest proces. Eu când am spus acolo doamnei președinte și i-am atenționat faptul, zic că mi se creează impresia că grupul de lucru care se lucrează în privind deschiderea punctului comun de control se axează mai mult cum o să fie culoarea la ghișeie și la dubițele care o să fie instalate în punct, decât cum o să funcționeze. Da, s-au instalat dubițe frumoase, cu condiționeri, cu condiții, dar vedeți cum stau camioanele și nu avem rezultate. Eu atunci am spus, Marea Britanie, când a avut problemele care le avem și noi, noi știm de care sunt probleme, războiul din Ucraina și respectiv redirecționarea fluxurilor și căilor comerciale. Au introdus semaforizarea, haideți să-i spun ca să fie mai pe înțeles tuturor, semaforizarea digitală. Deci, ce am spus-o și am enunțat-o și atunci, nu s-au luat în calcul, nu s-a ascultat, vedem rezultatul. Avem ghișei frumoase, avem punct comun, însă cam... Noi, de fapt, vrem să închidem ghișeile, ca să nu le avem în general, pentru că secolul 21 asta nu-s ghișei, asta e o aplicație simplă sau o adresă web. Deci spre asta mergem. Deci noi nu colorăm ghișeile în alte culori, așa că... Eu, din cunoștință de cauză, că mai am rude și poștii colegi și prieteni cunoștinți care lucrează în structurile de stat, știu că, așa, din discuții private, eu nu pot să mă expun ceva... Asta că nu sunt organ de control și tot așa mai departe, dar s-au axat foarte mult pe licitațiile, cum o să arăte cu USAID-ul și tot așa mai departe. Dar cu ce vă ocupați? Ce afacere? V-am spus, import de utilaje din Marea Britanie. Și de respectiv sunt partener într-o companie în Londra care se ocupă cu procedurile Eu de import-export. Eu cred că, iată, chiar în săptămâna asta noi așteptăm ultimele
hârțoage de pe la alte instituții ca să scoatem din guvern în sfârșit pachetul ăsta care l-am lăsat de fapt în august, foarte rapid s-a mișcat, pe reducerea birocrației la fisc și la vamă și mai lucrăm. Deci aia poate ne dați și în scris, dacă este ceva punctual care poate ne scapă, noi cu plăcere ne uităm și analizăm și le curățăm, pentru că cât mai mult stați în vamă dumneavoastră, cu atât mai mari pierderi, pentru că fiecare oră de așteptare asta-s bani și asta-s bani pe care i-ați putea utiliza la plătit salarii sau la dezvoltare. Și noi nu vrem ca voi să pierdeți bani. O întrebare, mă. Deci, da, eu să încerc scuze, eu sunt foarte pregătit, la mine s-au acumulat, cred că de jumate de an, da. Da, eu mai am... Da, exact, sunt mai multe... Eu o să vă explic, eu am fost înscris și în audiență și n-am fost primit și respectiv am găsit mijloacele ca să ajung să-i expun și ce vreau să spun. Uitați-vă, domnul ministru, stimată echipă mentală, uitați-vă, s-au semnat, cum spuneți dumneavoastră, acordul cu țările 4, da? E frumos, bine, în 2020 a fost semnat acordul cu UK-ul, da? Cu Marea Britanie. A fost frumos, domnul Ciocoi, dacă nu mă greșesc, a fost semnatar din partea Republicii Moldova, a fost foarte având în vedere Brexit-ul, da? Uitați-vă, acordul a fost semnat, ratificat, a fost o perioadă de tranziție care a fost aplicată provizorii, careva măsuri. Vreau să vă expun, la moment, în ziua de astăzi, acordul dat care este semnat, nu are atașat o anumită declarație. Declarația comună privind abordarea trilaterală a regulilor de origine. Pentru mine a fost foarte greu să o obțin. Am obținut-o și când o prezint Serviciului Vamal a Republicii Moldova cât și altor instituții, spune că păi, este așa declarație, e valabilă, se aplică, trebuie să facem grup de lucru și tot așa mai departe. Nu se respectă, domn ministru, vreau să spun că e foarte bine că se implementează, pe când la practică... Când bun, haideți noi notăm și cu siguranță ne uităm. Eu am înțeles subiectul. Deci despre declarația Vamală. Da, corect? Și aici pe o notă mai puțin mai veselă, ca să înțelegeți, deși eu așa de foarte tare să... Da, și mai scurtă, dar o să fie foarte scurtă. Deci eu când mă duc în Apeldoorn, în Olanda și semnez un contract, fac o tranzacție, mă duc la VAMA, da? Serviciul VAMAL al Olandei, a țărilor de jos, da? Și îi spun, am nevoie de un certificat de origine. Și ei îmi spun, ok, bine, eu vă pun ștampila pe certificatul de origine care îl aveți completat, dar vă asigur că în Moldova deja s-a făcut o comisie rogatorie sau o interpelare oficială să vadă dacă el e ilegal. Deci se abuzează total. Bine, eu pentru mine mă simt ca buni, când vin dintr-o țară bananie. Nu, eu niciodată nu o să spun că noi toate problemele deja le-am rezolvat și noi avem multe semnale, mai ales în această perioadă în care ceea ce ține de comerț și, mă rog, import-export, noi suntem conectați cu lumea exterioară prin 5 puncte de trecere a frontierei. Deci sunt unele, inclusiv perturbări logistice, de care știm, lucrăm în continuare, împreună. Iată, mulțumesc pentru că ne-ați semnalizat subiectul ăsta. Noi mai avem, eu nu o să mai dau chiar toată lista de semnale pe care le aveam în diferite instituții, dar noi mai avem și, încă o dată, peste noapte și minuni nu există, există multă, multă, multă muncă și perseverență și asta noi vă promitem că dedicăm. O să le scoatem și pe asta. Încă cineva? Două minute, maxim. Două minute nu se primește. Bună ziua! Eu am să trec în față ca să mă vadă toată lumea. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua tuturor! Mă numesc Larisa Ambrosi, sunt antreprenor,
cu business în Leordoaia, Raionul Călăraș, complex turistic Manas Yurt Village, cu cultura cârgăză. Mulți au fost la noi, probabil deja și ei ne cunosc. Și am experiența de 23 de ani de muncă în Irlanda și de muncă deja de 4 ani de zile în Cârgăstan. Adică trei țări, paralel experiență în trei țări. La ce vreau să mă opresc? Având restaurant la Leordoaia, desigur am vorbit, se vorbește despre legea cu privire la controlele de stat. Iată acolo, noi avem ce avem. Vine domnii de la ANSA și practic fac ceea ce fac. Și după procesele verbale care au fost date, am făcut un lucru. Am luat toată legislația care au prescris ei acolo, au scris că noi am încălcat, așa, la un control am încălcat 15 legi. Ne mai vorbim de HACCP. Știi cineva ce este HACCP? Exact. Regulamentul de implementare. Știți pe câte pagini este? Pe 160 de pagini. Ne vorbim de legile care sunt atașate acolo. Imaginați-vă acum, noi suntem în mediul rural. Avem 2-3 oameni angajați acolo și ne străduim cât de cât să supraviețuim. Și imaginați-vă că noi trebuie să avem doctorat în juridică, eu știu, să putem face față, să examinăm și să implementăm toată legislația asta. Propunerea este, am să vă dau și mâna dumneavoastră o propunere, da, este pur și simplu de a diviza organizațiile de producție, care produc practic, turism, care folosesc produse tradiționale, restaurante, cafenele, adică cumva divizate și de făcut o lege unică, pentru că este la orice control, o să ne, de fiecare dată o să ne întoarcem la ceea că trebuie să plătim amenzi și să plătim amenzi. 5 persoane ne-au spus plătiți mită și nu o să aveți probleme. Dar de ce trebuie să plătim mită? Pentru ce? Mai bine scriem și schimbăm ceva. Da, de la ANSA, da, dar din Raionul Călăraș mi-au spus 5 persoane deja că trebuie plătită mită ca să scăpați de controle. Că în 6 luni au fost de 2 ori. Control inopinat, fără ca să avertizeze, fără ca să respecte legea. Asta sunt alte chestii. Așa, asta e una dintre situații. Acum, venind din străinătate, fiindcă vrem să investim aici, așa am adus și investitori străini, ne-am lovit de chestii cu băncile. Toți știu până la 10.000 de euro persoană fizică trebuie să depună bani în cont, așa-i? Deschis cont, valută străină a companiei, nu poți să depui euro pentru că trebuie să schimbi lei, să cumperi lei și după aia iarăși să cumperi euro. E o mare, foarte mare problemă. Și de la bănci am vorbit cu oamenii și oamenii au spus, lucrătorii la bănci au spus, au fost persoane care lucrează peste cotare, zeci de ani, au venit aici cu genți de bani care au vrut să investească și au zis că nu putem, aduceți contracte de peste hotare unde ați lucrat voi, aduceți, mie mi-au cerut personal contract cu clienții mei de peste hotare. Eu am zis că asta este informație confidențială. Cum puteți dumneavoastră să ceriți contracte cu clienții mei? Nu aveți dreptul. Nu, că altfel nu acceptăm bani. Și am fost nevoită să mă schimb, să schimb contul la altă bancă. Iată, asta e altă problemă cu care se confruntă. Eu cred că dacă vrem să aducem oameni în țară înapoi, măcar până la 100 de mii, lăsați-i în pace pe oameni să aducă banii care au muncit din greu acolo peste hotare și să investească aici. Despre asta este vorba. Altă situație, vorbim de altă legislație. Venituri, da, impozitul pe venit. Noi încă nu am început să facem niciun profit, dar deja noi plătim în avans impozit pe venit. Noi aducem banii din Irlanda ca să plătim încă salariile în Moldova, pentru că încă nu am ajuns la cei ca să acoperim toate cheltuielile și așa mai departe. Și, practic, noi trebuie să plătim din banii ăștia, poate că venit, avem un oarecare venit și noi deja trebuie să plătim taxe. Pentru ce? Taxele se plătesc din profit, corect? Nu din venit, alea 4%. Noi plătim în avans, nu știu pentru ce. Pentru că noi tot muncim și noi tot plătim. Încă o chestie, că am cineva care a lucrat la inspectoratul fiscal mi-a spus că inspectorii la noi în țară sunt remunerați din suma amenzilor puse. Au un spor oarecare, adică trebuie de verificat aici, pentru că în felul ăsta nu e suficient că noi plătim
taxe, pentru salarii. Noi trebuie să plătim încă și amenzi. Noi trebuie să ei sunt obligați să pună amenzi ca să aibă un salariu mai mare. Corect? Corect. Și iarăși revin la ANSA, acolo la ANSA, mă, nu am terminat cu ANSA, cer scuze că tot, dar îmi vin ideile. La ANSA ni s-a spus că dacă implementarea HACCP, noi trebuie să plătim la companii private, la consultanți, ca să implementăm astea, standardele astea, care pentru o companie micuță, asta este imposibil, pur și simplu. Nici ei nu știu despre ce este vorba, sincer. Asta este încă una dintre problemele care vreau să le spun. Altă problemă este cu granturi. Toată lumea a apelat granturi. Este ODA, sunt galurile prin care noi accesăm finanțare. Mulțumim, noi am accesat granturi și, dar în ultimul an eu am renunțat la două granturi. Din considerentele că, păi explic de ce, din considerentele că acum la Călăraș, la Gal, AIPA, până când nu dai niște acte, niște hârțoage care un forma MF1, nu știu din când, din timpul Uniunii Sovietice, unde trebuie să scrii și metalul prețios din utilaj, vă puteți imagina, nu acceptă actele și nu vor să facă alte tranzacții. Adică sunt, eu aici am menționat, nu vreau să mă opresc foarte mult la chestia asta. Cu fiecare ocazie, că și în anul trecut, în decembrie, când am fost la Sipoten, doamna președinte, tot am amânat niște propuneri. În orice caz. Acum, altă chestie cu care ne confruntăm, cred că este piața muncii. Cine nu are probleme cu angajații? Noi, de 4 ani de zile, aducem oameni de peste hotare. Din Kârgâzstan, pentru că avem și la sud aduc din Uzbekistan. Avem o chestie care ni se impune, cel puțin 11.000 de lei să dăm salarii. Plus taxe, plus nu știu ce, pe noi cât ne costă un angajat care îl aducem de peste hotare. Și aceeași lucru este și la sud și peste tot. Nou ni se impune, pentru că salariul minim aici este de în jur de 3.000 de lei și practic noi avem o discriminare față de lucrătorii noștri, care noi în țară pe ei noștri plătim cu 3.000 de lei, dar pe ei care aducem de peste hotare cu 11.000 de lei, plus taxe și nu știu ce, și încă plus la asta, se dă numai pe un an de zile permisul de ședere. Ceea ce creează iarăși probleme imense. Măcar 2 ani de zile trebuie să aibă omul permisul de ședere ca să poată munci, să se apuce de muncă și să muncească, să nu se gândească după jumătate de an să plece. În orice caz, asta sunt cam în general câteva, mai sunt multe, eu am scris aici, vă dau dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamnă, eu vă mulțumesc pentru, în primul rând, pentru curaj, pentru că nu e așa de ușor să împărtășești o experiență atât de neplăcută cu o instituție a statului. Evident că eu nu știu toată situația, dar eu pot să vă spun o istorie cu care noi practic am început anul. Erau vreo 6 hotărâri de guvern pe restaurante. În total, ne-ați spus 160 de pagini, acolo erau o leac mai puțin, erau 90 ceva de pagini, împrăștiate prin vreo 5 acte normative și așa mai departe. Colegii din direcție și Vlad au luat vreo lună, au curățat, și asta e despre, regulile de organizare restaurantelor. Acolo mai nu barmenul trebuie să cunoască bazele psihologiei și nu știu ce. Portarul trebuie să facă asta și asta. Trebuie să cunoască nu știu ce limbi străine și să știe unde e termometru și în fiecare marți la ora 3 trebuie să sară de 3 ore în sus și așa, mă rog. Păi noi într-o lună pur și simplu am curățat tot, din 90 de pagini s-au făcut 40 de pagini foarte clare, am aruncat la gunoi foarte multe absurdități. Iată, nu v-ați întrebat niciodată de ce în restaurantele noastre la fiecare masă este chestiuța asta cu sare, piper și șervețele. Păi asta, dar în alte țări noi, asta nu de atât la noi așa e tradiție și nu știu, dar de atât că era o prevedere tâmpită, inutilă, care obliga la fiecare masă să ai, iată, chestiile astea. Și ele costă, poate nu arată chiar bine și așa mai departe. Noi am scos, iată,
prevederi din astea erau foarte mult și le-am eliminat. Eu vă propun poate să ne facem schimb de contacte și dacă toți sunteți la Chișinău sau dacă mai veniți, vă așezați pe vreo jumătate de oră și vedem ce putem face, ne spuneți care sunt reglementările pe care noi putem să le luăm la control. Și asta e literalmente lucru nostru, asta e literalmente misiunea noastră. Despre bench notat, o să vedem și cu BNM ce putem face. Aici sunt și alte limitări, evident, de prevenirea spălării banilor, o să vedem. Despre amenzi, eu nu cred că fiscul primește sporuri pentru amenzile încasate. Eu vă confirm că în fiecare an statul bugetează suma X de milioane de lei care trebuie să o încaseze din amenzi și în fiecare an fix de atâta lumea își încalcă. Și asta e timp de peste 10 ani. Dacă au pus 100 de milioane, noi credem că în anul 2013 lumea o să încalce de 100 de milioane. 100 de milioane suma de 100 de milioane și a fost colectată. A crescut la 130, a fost 130. Deci statul cumva știe în luna ianuarie câți oameni au să încalce în anul ăsta. Și totdeauna are dreptate. Și eu nu cred că asta e adevărul. Eu cred că această cifră, doar din motivul că ea este planificată, ea e luată ca normă. Și după asta se încep, iată, cel puțin este riscul de abuz. Și eu cred că noi putem anul ăsta, pentru că sunt țări care nu au așa planificare, sunt țări care au, sunt țări care nu au. E o alegere. Și eu cred că noi putem să îndrăznim să nu punem această linie bugetară și să vedem ce se întâmplă. Pentru că nu este... Dar eu cred că, da, și cu granturile și cu AIPA notat, cu angajați străini lucrăm. De fapt și pe altele tot lucrăm. Noi deja am scos din Parlament o lege prin care permitem cetățenilor UE și permitem guvernului să extindă această listă și asta facem acum pentru că un proiect este în pregătire. Da, eu doar am vrut să dau că eu personal sunt implicat în ceea ce țin de HACCP. Acum există un proiect în guvern de ANSA și Ministerul Agriculturii pentru că la ei de a permite, de a simplifica cerințele pentru ești micuți, ca să fie diferență, pentru că acum la noi un restaurant sau o rețea de restaurante are aceleași cerințe ca un restaurant mic. Și de asta acum se lucrează, se știe despre asta, HACCP sună rău, dar realitatea se simplifică foarte mult, pentru că să fie clar ce trebuie să faci în punctele de control. Și aia că Liliana tot vrea să e tot implicată. Da, bună ziua, îmi pare bine să vă revăd. Eu am avut plăcerea să merg în vizită. Eu vreau să spun că noi, în calitate de asociație, deja de 2 ani avem subiectul ăsta pe agendă și la inițiativa și la insistența noastră a fost creat grup de lucru interministerial, Ministerul Agriculturii și Ministerul Economiei, despre care vorbește Vlad. Noi suntem acolo prezenți, acolo se lucrează la simplificarea cerințelor tehnice, plus la asta pe micii producători, se definește producătorul artizanal, tradițional, se revizuiesc mai mult de 5 legi și noi avem contactele, putem să fim în legătură, pentru că chiar posibil săptămâna viitoare din nou să avem ședință, se planifică probabil undeva până la finalul lunii octombrie deja să fie gata proiectul de hotărâre de guvern. Respectiv, noi suntem acolo prezenți și dumneavoastră direct puteți să fiți implicată prin intermediul asociațiilor, sunt și colegii și de la Antrim foarte implicați în asta, pentru că vizează unitățile de cazare și de alimentare din toate zonele rurale. Bună ziua! Eu sunt un mic producător, produc biscuiți de aproape 10 ani de zile. Tot m-am întors din diaspora cândva și deci, am încercat să facem biscotini. Facem și publicitate, dar dacă suntem aici. Eu vreau să spun un lucru bun și un lucru mai puțin bun, care poți devine foarte bun. Nu, încep cu cel bun și vreau să vă felicit cu curajul pentru intenția de a reglementa persoanele cu patente. Asta e o chestie care trebuia făcută și trebuie să avem toți să avem aceleași reguli pe piață și să fie creată echitatea care trebuie peste tot să fie. Ceea ce vreau să spun, să atrag atenția la o problemă care am spus-o mai multe
ocazii despre practici loiale între producători sau furnizori și rețelele de magazine. Nu știu dacă este cunoscut sau nu, dar am spus-o foarte multe ori, în diferite ocazii, cu diferite persoane și nu știu dacă se lucrează sau dacă nu se lucrează, ar fi bine să se lucreze. Și pentru că a fost așa gen în România, România am putea să-l luăm ca exemplu, nemulțumite, s-a plafonat pentru o lege în aprilie 2022, până la incasări de la furnizori, ca diferite, ele se numesc în diferite retrobonus, taxe de marketing și așa mai departe, dar ele au aceleași meniri ca să ne plătească pe noi producători, furnizori de bani, ca noi să ne dezvoltăm, adică ne rămân mai puțin posibilități de dezvoltare, de a crea salarii competitivi, de a putea merge înainte și a crea beneficiu atât pentru noi și pentru ca contribuabili. Asta e mesajul meu și iarăși pot doar două cuvinte referitor la, la forța de muncă care noi chiar suntem în dificultate din ce în ce mai mult. Și ne-ar trebui persoane care să vină să completeze numărul de muncitori care au plecat din diferite motive. Mulțumesc! Da, eu pot să vă spun că asta e poate una dintre principalele constrângeri ale economiei noastre. Faptul că noi pur și simplu nu avem oameni ca să-i angajăm și aici noi, cum am spus, noi suntem înaintea discuția asta, pentru că în Parlament deja am votat, urmează la nivel de guvern să aplicăm legislația secundară. Eu înțeleg, poate e un subiect sensibil politic, cu riscuri, dar eu cred că trebuie să înțelegem în primul rând că noi nu avem de ales. Ca noi să creștem economia asta, înseamnă că pentru companiile moldovenești, oameni ca voi, trebuie pur și simplu să lucreze mai mulți oameni. Și mai mult ca atât, prin asta au trecut tare multe alte țări care au reușit să evolueze în 20 de ani, să facă niște salturi imense. Eu vorbesc de Irlanda, eu vorbesc de același Israel, eu vorbesc de același Statele Unite ale Americii mulți ani urmă și până acum continuă să importe forțe de muncă. Și eu cred că trebuie să fim gata de această conversație în societate. Mai mult ca atât o să mizăm și, mă rog, chiar dacă și asta e ședință publică, o să sperăm și la susținerea voastră în momentul în care asta s-ar putea să se transforme într-o conversație mai controversată, să-i spunem așa. Noi suntem gata să facem, pentru că noi în primul rând avem nevoie de o economie puternică, o economie care creează locuri de muncă, o economie, dar noi avem locuri de muncă care nu sunt suplinite și asta este realitatea. Noi o să întoarcem pe oamenii noștri acasă, dar ei o să vină atunci când o să vadă că aici există oportunități și când există bunăstare, o să vină mult mai, o să fie mult mai ușor de convinși. Până atunci trebuie să, în primul rând, să investim în economie, să facem tot ca să vă ajutăm pe voi să vă dezvoltați, să fiți profitabili, să faceți bani, să faceți bunăstare și să creați valoare adăugată, dar încă o dată, cu toții suntem conștienți de faptul că acesta poate să fie un subiect sensibil, așa că la momentul în care asta devine o conversație publică incomodă, o să sper foarte mult că o să existe și voci care o să susțină asemenea decizii. La fel cum a fost, ați menționat, și patenta, și aici am văzut această susținere de la acei antreprenori care înțeleg că asta este și era de mult necesar să fie făcut. Toți suntem egali, vorbim de soarta la 4.000 de mici comercianți, noi am avut grijă de ei, le-am dat compensații, le-am dat un regim foarte simplificat care oricare din voi l-ar vrea, dar nu-l aveți, pentru că magnitudinea afacerii este alta. Ne-am gândit la o soluție pentru ei, noi n-am vrut să-i sacrificăm, n-am vrut să-i lăsăm în drum,
Dar am spus că toți trebuie totuși să contribuie și dacă ai o mică afacere, atunci contribui cu 1%, dacă ai o afacere mai mare, atunci cu un 4%, dacă ai o afacere deja în dezvoltare, dai toate 12% plus 6%, 18% taxa pe dividend. Asta am vrut să vă spun, mulțumesc! Bună ziua, Ana Ciurac, Fundația Este Europeană. Vreau să întreb despre care este viziunea Ministerului Economiei despre antreprenoriatul social. Știm că până la moment comisia nu a fost formată, poate este necesar de a revizui procedura de depunere a actelor pentru a deveni membru, pentru că lista este una mai complicată, să zic așa. Și al doilea subiect, am vrut să știu dacă aveți în plan să faceți un program de finanțare pentru întreprinderile sociale, un program de stat. El a fost, pe urmă a fost lăsat și aș vrea să știu care sunt planurile de viitor. Mersi. Susținem. Cu siguranță susținem și o să ajungem și acolo. Adevărul este că noi avem această conversație deja de câteva luni, dar cumva din resurse limitate am alocat, iată, timpul ăsta ca să facem simplificări pentru toată economia. Ajungem, eu cred că în toamna asta o să ajungem și la asta. Eu știu că comisia aceea e super incomodă și demodată, trebuie să mergi, dacă nu greșesc, până la Chișinău, doar ca să depui dosar și așa mai departe. Există loc pentru a simplifica. Mă iertați că nu totodată. Bună ziua, eu mă numesc Angela Baranescu, eu reprezint Cosânzeana și mai mulți producători autohtoni de vestimentație. Prima întrebare a mea este ceea ce noi foarte des avem problema asta de concurență neloială cu importurile. Foarte bine știm cât e de scump să produci în Moldova. Noi trebuie să cumpărăm echipamente, noi trebuie să avem locații, oamenii să le plătești salariul, că ei nu vor să lucreze cu salarii mici, chiar dacă îi convins și vine fiscul și te mănâncă, deși ei convins să lucreze așa de ieftin, ok. Și o investesc în materie primă, în idei, în design. Mă găsesc pe mine, unde eu plasez marfa și spun că, dar tu știi că eu nu pot să-ți dau ție atât în marfa, că nu am destul TVA? Spun că, ok, hai, selectăm acolo ceva. Care este problema pentru producători autohtoni, care sunt realmente producători autohtoni, să plătească TVA-ul atunci când eu mă achit cu ei, adică când ei realmente văd banii ăștia? Eu știu că chestia asta există în România, nu sunt sigur dacă aveți ceva planul pe dimensiunea asta, dar eu foarte mult mă întâmpin cu problema asta, asta în primul rând. Hai că concurența asta neloială, mă rog, omul își alege și ia de 20 de bani sau și ia un lucru că noi răspundem de calitatea noastră. Iată, și iarăși fiind noi întreprinderile mici, asta e a doua întrebare, pardon. Întreprinderile mici și mijlocii. Eu sunt mică, da, eu sunt micuț. Eu sunt și antreprenor, și fondator, eu sunt și marketolog, uneori sunt fotograf, uneori sunt electric și când vine iarăși un controlaj de ăsta care știe trei capici, dar eu nu sunt la curent cu schimbările astea. Mă pocnește cu prima mea, mă pocnește pe a doua, dar pe mine încă mă provoacă și îmi fac chestii capcane în care eu din neștiință de cauză eu cad și sunt nevoită iar să plătesc amenzi. Bună ziua, eu nu pot să citesc. A, știți cum, care a fost ultima justificare? Tu ești antreprenor, nimeni nu te-a impus, tu ești obligat să citești monitorul oficial și acolo era scris. Și asta e probabil cineva care idei n-are cum e asta, să lucrez în business. Și eu am plătit amendă. Și dacă nu plăteam amendă, eu după asta iarăși... Spuneți-mi, vă rog, eu știu foarte multe business-uri și am exemple concrete în care au fost ruinate din cauza la funcționarea de ăștia. Care este problema pentru antreprenorii mici, care nu poate să fie și jurist, și economist, și contabil, și n-ai bămăs încă și încă acolo mai poate fi, dacă într-adevăr a făcut o greșeală, el nu a fost la curent, care e problema să fie avertizat, să dai timpul ăsta, dar nu să te pocnească și după aceea tu nu mai vrei ingineri nici să faci. Stați cu consultarea, nu merge. Eu am încercat consultarea și după aceea am spus că dar noi ne-am răzgândit. Da, cu fiscul, da. Care e problema anume de susținere? Când noi suntem ăștia mici, noi suntem sănătatea voastră, dar noi nu aducem toate milioanele care trebuiesc. Dar anume, noi suntem ăștia care repejor ne manevrăm.
susțineți-ne pe noi. Și pe lângă asta, eu sunt încă și încă mamă și din când în când femeie. Totdeauna și mamă și femeie, asta în primul rând. Doamne, eu nu sunt, și noi, nimeni din noi, noi avem o echipă extrem de așa, rebelă, dacă vorbim despre relațiile noastre cu sistemul uneori. Nimeni din noi nu suntem vizători că totul e bine. Noi știm că sunt lucruri care trebuiesc puse la punct. Pentru aceasta și noi o lună urmă ne-am așezat iată toți și am spus ce mai facem, iată care sunt lucruri care noi precis trebuie să le livrăm în toamna asta. Fix așa cum ne-am așezat în ianuarie și am spus că noi vrem să facem multe, dar iată asta, 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 asta precis. Și iată așa am făcut și pentru semestrul ăsta. Sunt două lucruri în ceea ce ține de mediul de afaceri, sunt două lucruri pe care eu vreau ca noi să le mișcăm din loc cu siguranță. Asta e civilizarea controlelor de stat, pentru că aici e, probabil o să confirmați, aici e cea mai mare corupție atunci când e vorba de relația dintre stat și antreprenori. Și încă o dată eu nu vreau să ne ascundem după deget doar de la faptul că în poziții cheie, miniștri și la conducere sunt, eu cred cu siguranță că sunt oameni care nu sunt interesați în scheme. Asta nu înseamnă că pe locuri, la niveluri mai joase, nu se mai întâmplă câte o mită de asta care pur și simplu sfocă un antreprenor concret și distruge viața unui antreprenor. Deci noi o să avem, doar să termin și, deci noi o să avem, eu cred că în următoarele două săptămâni deja o să avem o claritate pe o reglementare foarte clară a controlelor, ca să, până când noi curățăm corupția din instituțiile de control, noi trebuie să le punem trei bariere între ei și antreprenori. Și dacă au încălcat odată, asta nu trebuie să te coste afacerea și nu trebuie să te coste, nu știu, toți pot să greșească. Da, evident. Știm foarte bine. Știm că, încă o dată, nu ne sunt străine problemele astea. O să avem... Da, vă rog, nu dați. Nu, asta nu e... Foarte corect. Foarte corect. De aceea, viziunea noastră aici, noi încă, evident că guvernul e mare și instituții sunt multe și sunt oameni care, sincer, cred că noi avem nevoie de, asta e convingerea lor, noi avem nevoie de, pur și simplu să curățăm corupția, dar controlele să le lăsăm. Eu nu cred așa. Eu cred că un inspector trebuie să vină și am văzut asta în mai multe țări. Unde ești, nu știu, într-un restaurant, un altă, este inspector, vine, s-a uitat, aici trebuie să faci așa, aici trebuie să faci așa, aici trebuie să faci așa, peste o lună vin și controlez. Iată, asta este ce, evident că sunt situații în care, dacă asta e risc pentru viața, securitatea omului, dacă asta e spălare de bani, dacă asta e într-adevăr criminal, atunci, evident că statul nu trebuie să ezite și să intervină foarte prompt. Dar convingerea noastră, sinceră, este că business-ul nu-i criminal. Business-ul nu este... omul nu face business ca să încalce legi deliberat. Criminal e inspectorul care vine și stoarce din voi ultimul ban uneori, ban care l-ai putea investi undeva ca să creezi mai mult și iată, pe ei trebuie să-i disciplinăm în primul rând. O să avem, iată, aici deja noi intrăm în digitalizare, noi lucrăm asupra acestei aplicații, unde... Și-a venit încă o dată? Evident, evident și asta e ceea ce o să civilizăm, eu vă promit. Și există apetit pentru așa reforme în fracțiune, în guvern. Nu aveți niciun dubiu. Timp noi.
Aici eu nu sunt gata, pentru că eu nu sunt Ministerul Finanțelor. Eu trebuie, iată, atunci când eu vă promit ceva, asta trebuie deja să fie coordonat și cu ministerul care are... Noi avem obiectivul să creăm antreprenori și să-i dezvoltăm, dar Ministerul Finanțelor are obiectivul să colecteze bani ca noi să avem de pensii, de salarii și să avem asta luna viitoare. De ce? Atunci când noi ieșim cu ceva, noi o să ieșim aliniați. Eu știu de subiectul ăsta, da, da. Bună ziua, îmi spune Călgăreanu Dmitri, sunt administratorul unei companii de contabilitate și consultanță în afaceri. Noi ne întâlnim foarte des cu diferite probleme. Prima problemă este evaziunea fiscală intenționată din cauza că taxele sunt destul de mari și atunci când impozitele achitate statului sunt mai mari decât profitul câștigat ca antreprenor, atunci cumva dispare motivația să lucrezi legal și să achiți acele taxe care sunt conform legislației. Întrebarea mea este, dacă este proiect de lege de majorat plafonul de plătitori de TVA de la 1.200.000 la o cifră mai mare, fiindcă 1.200.000 deja nu e o cifră destul de mare pentru o întreprindere mică. Și a doua întrebare este ce facem cu întreprinderile care sunt debutante și au vârsta de până la 3 ani și se întâlnesc cu aceleași reguli de jos ca și întreprinderile mari. Mersi mult! La a doua, evident că cei de la început de cale, în general, antreprenorii mici n-au obligație, cum a spus doamna, să știe tot codul fiscal și tot codul vamal și să aibă 3 doctorate ca să poată conduce o mică afacere. Deci, reguli simplificate, în primul rând, pentru cei mici, noi la asta și lucrăm. Și, de fapt, toată reducerea birocrației îi ajută, în primul rând, și simplificarea regulilor de joc, îi ajută, în primul rând, pe cei mici. Pentru că, dacă ești monopolist și ai 5 avocați și... Salut, Sabina! Și 6 contabili, atunci n-ai mare treabă de birocrație și nu te temi de ea. Dar atunci când elimini barierele din calea antreprenorilor, simplifici regulile, că ele să fie clare și nu trebuiască să te bați cu capul de perete uneori, ajuți pe cei mici. Despre majorarea pragului la TVA, încă o dată, asta e mai mult o chestie pentru Ministerul Finanțelor, este mai corect ei să se expună la asta. Eu pot să vă spun că la noi TVA, pragul TVA e 60.000, sunt țări din Uniunea Europeană cu un nivel de trai mult mai înalt, unde acest prag este mai jos. De aceea, pentru mine, eu nu cred că asta e sursa creșterii, sincer să vă spun. Eu cred că noi trebuie să ne concentrăm pe optimizare și pe să creștem, iată, teritoriul pe care voi faceți afaceri. Eu, dar încă o dată, eu nu vreau să vorbesc din numele ministrii finanțelor. Dar la servicii și rentabilitatea e mai mare, o să-mi spună Ministerul Finanțelor. Pentru că n-ai costuri, n-ai investiții, n-ai alte elemente. Adică eu vă spun ce o să-mi spună Ministerul Finanțelor. Nu. Eu pot să vă spun, încă o dată, eu nu vreau să contrazic acum, pentru că asta e o conversație care trebuie să aibă loc platforma corectă, dar personal, eu cred că noi, sistemul nostru economic trebuie să creeze cât mai multe incentives pentru investiții. Da? Noi trebuie, și asta înseamnă ce? În primul rând, dacă vorbim de fiscal, noi trebuie să impozităm mai puțin venitul și mai mult consumul. Traduc. Și asta noi încercăm acum să facem această tranziție. Noi trebuie să ne concentrăm pe TVA și să nu impozităm, de exemplu, venitul la sfârșit de an, să dăm cota zero la venitul nedistribuit, ca oamenii să-și elibereze 12% din profit, companiile să devină mai profitabile, să poată investi, să poată crea locuri de muncă, să-și accelereze creșterea și așa să creștem economia. Mai mult ca atât,
Dar asta înseamnă că bugetul de undeva trebuie alimentat și asta e, ne uităm la consum. Asta e, sincer, mă rog. Poftim? Și asta tot. Bună ziua! Mă numesc Ina Butnar. La fel sunt din diaspora, am adus afacerea încoace din România. Afacerea e legată, suntem din domeniul mobilier, adică producem mobilier mic pentru copii. Piața noastră de desfacere este exclusiv piața europeană și tot continentul. Se numește Lea Toys. Nu e cunoscută aici în Moldova, din păcate. Dar unde ne aflăm? Da, suntem în Chișinău, da. Da, numai decât. Chiar aș vrea ca tot ce noi producem să fie cumva și utilizat și aici, dar probabil că cultura noastră de a crește copii nu e între atât de implicată în copii ca și cum se face asta în Europa, în statele mai dezvoltate. Din păcate, încă o dată vă menționez. Dar acum aș vrea să vă zic despre piața de desfacere. Da? Piața de desfacere în Moldova, sigur că e foarte, foarte mică. Și ca noi să o lărgim și să o avansăm, trebuie să ieșim pe piața europeană. Minim pe piața europeană. Eu aș zice că ar fi bine să ieșim și mai departe, în America, Canada. Dar, din păcate, problema în vama noastră. Și vreau să vin cu o propunere, dacă e posibil pot să o repet și în scris, da? Totuși cumva la nivel guvernamental să aduceți încoace o firmă de curierat care ar avea posibilitatea, ca de genul de HL. Și comerț electronic, să punem la plăcut. Da, deoarece, uitați-vă, la noi, metoda noastră de livrare, noi avem site-ul nostru, care la punct este EU, da? După punct este EU. Și noi lucrăm în majoritatea cazurilor, da, sigur că avem și revânzători, dar lucrăm cu livrările chiar la ușa clientului, da? Noi livrările le facem o dată în săptămână de aici prin București, adică și de acolo se livrează în toată Europa. Asta ne crește costurile, adică nu chiar enorm, dar problema în ce constă? Deoarece noi nu suntem unici pe piață, da? Noi avem concurență în Europa, noi avem concurență în toate țările. Dar noi acum avem o mare, mare problemă că termenul nostru de livrare e foarte lung. Și retururile sunt foarte... Adică noi suntem nevoiți să ținem un depozit în București. Ca atare, la noi așa merge. Pentru clienții din București, pentru clienții non-UE, da, noi livrăm în București. Din București ele se livrează prin DHL, apropo, DHL în Europa, are metoda cargo. La noi aici este metoda doar avio. De ce noi nu avem posibilitate să facem tot așa o metodă cargo? Deoarece ca noi să avem posibilitate în fiecare zi să trimitem coletele. Deoarece totuși de la momentul cum intră comanda până la momentul până când ajunge comanda, ține minim 10 zile. Asta în perioada de vară sau nu în perioada când sunt lunile de vârf, da? Acum, să vă spun sincer, deja recent m-am întors din România și am văzut rândul de camioane care stau la vamă. Și eu deja sunt în panică, deoarece camioanele noastre vor sta fix așa, deoarece s-a început sezonul, gata. Și paleți, avem vreo 5-6 paleți în fiecare săptămână, acum la moment, și noi stăm foarte mult timp. Adică noi nu ne putem planifica când se va livra. Și din cauza aceasta avem și retururi de marfă.
deoarece clientul deja nu acceptă așa un termen de livrare. Avem și trebuie să rambursăm și banii înapoi, să-i stornăm. Adică noi nu suntem competitivi la acest capitol. Noi suntem mari, da? Adică noi ne permitem să angajăm mașini, să trimitem cutirurile. Dar la mine s-au adresat foarte mulți producători mici care au niște colete mici pentru ca să facă un palet, asta trebuie să colectez comenzile acestea. Adică ei nu au posibilitate să se extindă pe o platformă europeană și să-și vândă marfa, deoarece sau atunci ei intră într-un joc cu depozitele de livrare din Europa, care costă enorm, numai pentru staționarea mărfii ei vor fi taxați, da? Necătând la aceea că acolo se adună și se adună taxe. Adică chestia aceasta, dacă aveți posibilitate, ar fi foarte, foarte bine pentru noi toți. Răspunsul meu preferat e, mai ales când el am ocazia să-l dau, deja lucrăm asupra la asta și asta e cazul. Când am spus că toamna asta vrem să livrăm raportare și controle, n-am avut în vedere că doar asta. Noi avem acum suportul de la USAID pentru un consultant care se uite la fiecare, să granuleze toate aspectele și toate ramificările în domeniul comerț electronic, de la logistică, la ecosistem, la reglementări și să le curățăm. Pentru că aici modesta este mare, un raport tot făcut de USAID este că noi putem să creăm o piață de cel puțin 300 de milioane de lei anual prin câteva mișcări. Știm, deja, dacă nu greșesc, deja este în vigoare sau urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie prevederea cu scutirea de declarații vamală la export pentru trimiterile de până la 1000 de euro. Asta nu este încă, dar este votată de Parlament. În pachetul de reducere a birocrației acum cu fiscal vamal avem scutirea de TVA la retur, pentru că atunci când cineva transmite înapoi că nu-i place bunul, asta e comerț electronic, dă bunul înapoi, el intră în țară și vama noastră îl vede ca import și trebuie să plătești încă o dată TVA. Deci noi asta deja este pe radar și astea sunt principalele costuri care... Nu, asta urmează să fie votat de Parlament în toamna asta, cu intrarea în vigoare cât mai curând, dar principalele, cum ați spus-o și dumneavoastră, asta e curierul, asta e Poșta Moldovei sau DHL sau oricare o fi ei, este, iată, din România, Fan Curier. Noi și asta o să trebuiască să vedem cum punem la punct, astfel încât să nu suferiți pierderi voi la vamă, să aveți servicii de calitate. Pentru că eu dacă comand ceva online, eu nu vreau să aștept 3 săptămâni. Asta e secolul 21, aici trebuie lucrurile să se întâmple... Exact. Un kilogram pentru România. Nu e că trebuie să vedem unde îi ajutăm ca să economisească, astfel încât ei să poată oferi tarife normale. Pentru că nimeni nu vrea să jupoaie, ei toți vor să crească această piață. Nimeni nu vrea să pună 15 prețuri, probabil fix așa cum voi aveți costuri, așa și eu costuri care pot fi, iată, având o discuție, pot fi eliminate sau optimizate. Și la vamă trebuie să ne uităm. Dar pe comerț electronic, noi o să avem o consultare publică foarte curând, noi avem câteva idei, iată toate acestea. În principiu noi vedem trei componente. Vedem reglementările, asta fisc, VAM, nu știu ce acolo, vedem serviciile, logistica, ceea ce sunt de poștă, de curieri, și vedem ecosistemul. Noi discutăm și cu diferite platforme de care noi avem nevoie, de la Shopify, la iată, Revolut, doar începutul, PayPal, Stripe, noi avem nevoie de ei pentru că
Asta ajută oameni ca voi să opereze la costuri mult mai mici. Și noi nu vrem nimic special, noi pur și simplu vrem ca antreprenorii noștri să aibă aceleași oportunități și aceleași platforme ca antreprenorii din România sau din aceeași Ucraina. Scuzați, ultimele două întrebări, rapid. Bună ziua! Alena Bătăcova. Eu încă n-am fost la voi, dar vreau să vin. Sâmbătă, poftim, veniți. Deci, complex agroturistic Hill and Valley, am o întrebare din partea agriculturii. AIPA. Când ajunge AIPA la digitalizare? Aștept. Câte ștampile acolo trebuie să pui ca să doar pe suprapie asta... Prima acolo, pagină? 5, dacă nu greșesc? Acolo e problema imensă cu știu. Resurse umane, cu salariile lor și eu le înțeleg ca instituție de stat, dar eu ca antreprenor aștept mult banii pe care am fost promisă să primesc primăvară și încă nu am primit. Din motivul că la dânsi nu ajung resurse umane. Eu în fiecare dimineață mă trezesc și fac refresh la pagina unde trebuie să fie statut, dar acolo statut nu se schimbă din februarie. Noi, de fapt, cu domnul ministru Bolea am avut această discuție și o să ajungem și la asta, dar aici LIDO o să-l ia Ministerul Agriculturii. Suntem alineați, știm că acolo trebuie de făcut câteva mișcări. Da, și poate vin chiar sâmbătă. Bună ziua, mi-au zis că am la dispoziție o minută, o să încerc să fiu cât mai succintă. Îmi zice Sabina Cerbu, sunt avocat de profesie, dar astăzi nu o să discut. Nu sunt în calitatea asta aici, dar ca reprezentant a unei comunități frumoase, cum este Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova, fiind în calitate de membru în Consiliul de Administrație. Nu credeam că o să am vreo intervenție, dar având în vedere că 90% din intervențiile de astăzi vin de la niște femei curajoase și cu voce, am zis că ar fi păcat să nu intervin. Sigur, problemele ne sunt cunoscute, majoritatea membrilor noastre se întâmpină, adică întâmpină aceleași probleme, adică ele nu sunt diferite, dar vreau să zic și ceva de bine, în primul rând pentru exercițiul de astăzi, care mi se pare fantastic, în care putem să ne auzim și să ne jăluim unii altora. Dar suntem recunoscători din partea comunității noastre totuși că s-au regăsit aspecte de gen, de egalitate de șanse, de programe privind susținerea antreprenoriatului feminin. Considerăm că nu este un subiect epuizat și asta cifrele ne arată. Trebuie doar un pic să ieșim din capitală și să înțelegem că, de fapt, în regiuni lucrurile stau mult mai prost și deci abilitarea economică a femeilor și instruirea lor și capacitarea lor nu este un subiect epuizat și trebuie în continuare să muncim foarte mult în sensul ăsta ca acele femei din regiuni să fie cel puțin femeile de astăzi aici care au voce să zică ce le doare și să caute soluții împreună. Ceea ce vreau la fel să subliniez este faptul, cineva mai devreme a menționat că pe lângă calitatea noastră de antreprenoare suntem și mame și soții, mame în primul rând și atunci când o antreprenoare este activ implicată în activitatea de afaceri, evident nu își poate neglija copiii și atunci vrea să apeleze la bune, care să aibă grijă de copiii săi și aici avem o mare, mare problemă. Probabil multe mame s-au întâlnit cu acest aspect și o zic și din experiență personală, atunci când am sunat la CNAL și am zis că înregistrați-mă, vă rog frumos, ca persoană fizică angajator, așa cum prevede codul muncii, pentru a putea angaja bona în mod oficial, care este la fel o femeie trecută de 50, care are nevoie de un venit ca să aibă o pensie cât de cât decentă. Răspunsul CNAS-ului, știți care a fost? Angajează-o pe firmă. Deci ei nu au considerat că sistemul nu, că legea nu prevede, că sistemul nu știu ce nu prevede, deci angajează-o pe firmă. Și eu zic, cum să angajez pe firmă? Ca de ridicătoare. Deci eu vreau să angajez o femeie, să o ajut. Ea să mă ajute, eu să o ajut, să ne ajutăm reciproc, dar ea să aibă responsabilități față de sarcinile pe care le are, față de copilul meu să-l îngrijească și eu să-i achit un salariu decent. Deci cam aici s-au oprit toate. Deci ei cumva, este un soi de atitudine din partea autorităților să dea niște soluții, să inventeze circumstanțe, ca tot ei pe urmă să vină și spună că, de fapt, tu aici ai falsificat ceva sau este după o situație simulată și așa mai departe.
Deci asta așa, că printre altele. Deci vreau să felicit de asemenea abordarea voastră în privința antreprenoriatului social. Am văzut o acțiune în plan de acțiuni în privința de a avea o lege separată, specială, cu privire la antreprenoriatul social. Salut această inițiativă. Ea va aduce mai multă structură, probabil, și abordare în privința acestui subiect, dar problema, de fapt, reală a antreprenorilor respectiv este în facilitățile fiscale și administrative pe care le poate oferi statul. Ori, și acum prevede legea, dar legile speciale în care noi trebuie să căutăm care sunt acele facilități lipsesc. Probabil aici este nevoie de mai multă coordonare cu Ministerul Finanțelor, că în esență acolo este problema, pe lângă procedurile de a le simplifica, de a obține acest statut și așa mai departe. Eu vă mulțumesc și vă urez succes în continuare. Mersi tare mult! Deci, din păcate, timpul nostru a plecat. Domnul ministru, să plecem. Mersi mult, Mediacorp, că ne-a găzduit și la antreprenori mi-e simul că ați venit. Eu presupun că domnul ministru o să mai facă așa exerciții. El trebuie să plece, dar eu sunt aici. Dacă mai sunt întrebări, eu sunt gata să le adun. Mulțumesc și eu și mulțumesc colegilor pentru că au organizat acest eveniment. Mulțumesc celor care au muncit asupra acestui document și care reprezintă viziunea noastră pentru antreprenoriat și încă o dată mulțumesc celor care sunteți aici, majoritatea antreprenorilor, pentru care, mă rog, care și sunt sensul existenței acestui minister, dacă vreți, pentru că noi lucrăm pentru voi, pentru antreprenori, ca să vă simplificăm viața și să vă ușurăm povara și de lucru mai avem mult. Și dacă eu văd că există cerere, așa că o să fie și ofertă, dacă mai vrem să mai facem asemenea discuții, noi putem să le facem regulat, atâta timp cât o să vreți să veniți, noi putem să facem poate la minister, poate în altă, pe altă platformă, să facem discuții deschise. Nicio problemă, cu plăcere, cu cea mai mare plăcere. Vrem să fim înțeleși, vrem să fie clar cu ce ne ocupăm și să explicăm ce se întâmplă în țară, în ceea ce ține de economie. Mulțumim!